ieri că am câștigat ceva la Digital Divas. Bucățica asta de clip pe care o filmez acum va face parte dintr-un clip pe care o să-l vedeți după decernarea efectivă a premiilor. Până atunci eu nu am voie să anunț chestia asta public, ceea ce mi se pare firesc. Organizatorii au gândit ei un algoritm acolo și l-au gândit corect. Vreau să vă vorbesc doar despre, acum să zic oarecum la cald, deși na, ieri am aflat, a trecut să zicem o noapte și se spune că în general e bine ca să-ți validezi așa anumite judecăți și considerații după ce trece o noapte. Să știți că și în domeniul în care lucrez eu, analiză de piață, chiar mari consultanți și trainer în domeniu spun așa: faci întâi astăzi o analiză, în un raport, cifre, nu știu ce, îți aduni acolo concluziile, lași să treacă o noapte ca să dormi, pentru că creierul mai procesează chestiile aia după și a doua zi te mai uiți o dată și apoi după aia îl trimis către client și așa mai departe. Ce vreau eu să vă spun legat de acest premiu, pentru deocamdată nu știu ce premiu, știu unde am fost nominalizată la Most Active Beauty Blogger. Știu că acolo am fost nominalizat, acolo m-am văzut pe liste. Pe voi v-am invitat odată pe Instagram și am mai pus niște linkuri în descrierea unor clipuri și v-am invitat să mă votați acolo. Foarte mulți dintre voi m-ați anunțat înainte ca eu să aflu lucrul ăsta și aici chiar nu e nicio, de asta mă fandosesc. În anii trecuți m-am înscris, în anii trecuți spun că în ultimii 2 ani sigur eu nu m-am mai înscris. Pentru că în propria mea filozofie de viață, în ultimii ani am decis să scot toate lucrurile care țin de competiție și de lucruri care îmi hrănesc vanitatea. Eu, din punctul meu de vedere, asta este concluzia la care am ajuns eu după 40 de ani de viață, că tot ce înseamnă competiție, tot ce înseamnă hrănirea acelui spirit competitiv al meu personal, eu din mine vorbesc, mie personal nu îmi face bine. Și ca atare, mă autoeduc, bineînțeles, apelez și la oameni profesioniști în acest domeniu ca să mă desprind de partea aceasta pe care eu nu spun că e bine, nu spun că e rău. Și apropo de asta, cred că fiecare trebuie să aibă credul lui personal și să nu aibă nevoie de validarea celorlalți. Asta sunt și eu și filozofia aceasta, filozofia, modul meu de viață din ultima vreme se canalizează pe acest lucru. Este drept că sunt oameni foarte apropiați sau chiar cei cu care lucrez pe partea asta mea de dezvoltare personală, spun că nu-mi este în avantaj, că, cum se spune, băi, pierzi niște trenuri. Și eu le-am zis să poate pierd niște trenuri că îmi place mai mult să stau în gară. Ceva de genul ăsta. Nu are sens acum să vă spun că nu m-a flatat câștigarea acestui premiu, mai ales că știu că o mare parte din notă, din evaluarea care s-a făcut acolo, vine din voturile voastre. Și ăsta din start este un motiv pentru mine, odată să mă bucur și odată să mă simt un pic, să-mi pun niște semne de întrebare pe care încă nu le pot lămuri, adică vă spun că un pic am trecut așa printr-o fază de semi-anxietate, pentru că m-am gândit așa, sunt niște oameni care m-au votat acolo. În fine, în mod evident sunt oameni care îmi plac, care rezonează cu ceea ce spun eu. Mulți puțini nu știu că sunt, cert este că eu am ajuns acolo într-un top. Așa. Asta înseamnă că ceea ce fac pentru ei este bine, dar pe de altă parte trebuie să fiu și mai responsabilă pentru ceea ce le spun și ce vă transmit vouă aici pe canalul meu de YouTube, pe blog, pe Instagram, pe tot ce vă spun eu. Pe de altă parte, niciodată nu o să fac, nici n-am făcut și cu atât mai mult nu o să fac, cum se cheamă, broderii sau glazurări sau creări de drame menite doar să-mi aducă mie trafic sau lucruri de genul acesta sau practic mă și gândeam că din momentul în care a început să-mi crească numărul de abonați, în special după ce am trecut de 5.000 de abonați pe YouTube, nu vă spun că da, m-a și flatat chestia asta, dar m-a și gen
și eu ce fac acum? Cam ceva de genul ăsta. Adică sunt niște oameni cărora eu le creez niște așteptări, și mie mi-ar părea rău să nu valorific munca asta și în final am zis, băi, nu, asta sunt eu, așa o să merg înainte, așa cum a fost ca și până acum, cu clipuri care nu-mi ies foarte bine, cu clipuri care nu-mi prea să aude sunetul, cu momente în care părul mi-arată ca acum, momente când mă mai coafez și eu și arăt bine, momente când mă machiez și eu și arăt ok, content de care sunt foarte mândră, deci asta sunt, am ajuns la momentul la care sunt, zic eu, capabilă să mă privesc un pic și dintr-un pas înapoi și să-mi văd care sunt bunele și rele, v-am mai spus și cu alte ocazii, vă repet și acum, eu mă consider o apariție fizică mediocră, mă consider în peisajul acesta de social media un fel de, nu știu cum să-i spun, mie partea de social media îmi face mie plăcere, cum să vă spun, e ca și cafea mea, ca și momentul meu, să spun, nu este neapărat, că nu este neapărat, nu este deloc o chestie pe care să o fac la modul așa cum fac eu jobul sau lucrurile pe care le gândesc strict profesional. Și de asta sunt, cred că se șpede pe fața mea, a fost un pic încurcată când, încurcată în credourile mele personale când a venit acest mail cu acest premiu. Odată m-am gândit că sigur poate să fie o eroare de numărare, sunt cu certitudine niște programe acolo spate, adică oamenii când au votat au intrat probabil un programel acolo și am zis să nu fie greșit un script și dintr-o chestie să fie apărut la mine mai multe voturi și așa, chiar am cerut organizatorilor să verifice acest lucru, mi s-a confirmat că este ok. Și apoi a venit momentul acela, ok, Digital Divas. Partea de digital este evident că sunt activă în digital și îmi place. Mie îmi place în zona asta de social media, îmi place pentru mine. Ca și cum ies undeva într-un loc și privesc. Și mai spun și eu câte ceva acolo, mai fac și eu câte un lucru. Nu mă simt niciun caz partea termenului al doilea, diva. Și ăsta din punctul meu de vedere, termenul ăsta de diva nu este nici bun și nici rău, însă ridică undeva niște lucruri care nu îmi sunt, nu fac parte din esența mea ca și om. Adică eu n-am fost, nu sunt și nu voi fi o divă, mi este foarte evident și este chiar un pic contra la planurile mele, pentru că surprinzător, cred că abia acum la maturitate, sau poate nu e surprinzător, nici nu știu cum să spun, cred că din punctul ăsta de vedere am fost mai retardată. Pun și semnele exclamării, dar le și dau înapoi. Și o să vă explic de ce. În perioada asta, zic, tinerețea aia supraactivă între 20 și 30 de ani, mi-am dorit foarte mult să mă consolidez ca și persoană de sine stătătoare, gen independentă financiar, material, psihic, emoțional, tot ce am putut eu. Și le-am reușit. Și am muncit foarte mult pentru chestia asta. Cred că acum într-o etapă a vieții când oarecum vreau să mă distanțez și să mă duc poate într-o zonă mai neutră ca parte de asta materială. Am grijă de partea materială, adică am grijă de fizicul meu, poate chiar mai mult decât aveam între 20 și 30 de ani. Dar sunt într-o perioadă când încep să dau seama ce sunt eu și ce vreau eu să fac cu adevărat pe lumea asta. Iar planurile cu diva nu mi se combină absolut deloc, adică chiar vă spun sincer, am avut un semi-moment de panică. Am zis, frate, ce fac eu? Nu mai zic că, na, am împărtășit vestea cu niște oameni foarte apropiați, în primul rând cu familia mea și am și fost luată un pic la mișto. Băi, ești divă, dar cum? Scena se petrecea undeva între bucătărie și eu, frigider, adică eram într-o poziție foarte de divă. De fapt și acum sunt într-o poziție foarte divă pentru că apropo am mâncarea pe foc și o să mă opresc la un moment dat pentru că mai trebuie să adaug ceva. Așa. De asta zic, fac clipul ăsta odată pentru mine, vreau să văd dacă pot să-mi construiesc eu un discurs pe chestia asta și vreau să fiți voi cei care sunteți acolo și mă priviți să-mi vedeți, să zic, la cald și exact așa cum am primit vestea. Totodată oarecum m-am dus și într-o zonă de asta așa, am ciupit un pic, să zic, o zonă oarecum de business care se leagă de ceea ce sunt eu pe social media.
Și aș vrea să valorific titlul ăsta, sau nici nu știu cum să-i spun, validarea asta a unui public care există acolo, să o valorific într-un fel. Adică să-mi, poate să mai adaug niște lucruri, să mă gândesc, băi, stai puțin, totuși tu așa, cum ai târât 7 ani, tot ce înseamnă chestiile astea de social media, totuși tu ai făcut ceva. Așa mi-am stat eu și m-am gândit în capul meu. Poate trebuie să-mi aleg ceva să fac mai bine, poate trebuie să învăț ceva. Totodată vă spun sincer că nici nu sunt dispusă să fac acum niște eforturi uriașe de a... de a-mi reconfirma mie sau nu. Și v-am zis, chestia aia cu diva nu are legătură cu mine, cu personalitatea mea. Nu spun că e rău, nu spun că e bine. Pur și simplu nu are legătură cu mine. Cred că cred că și YouTube-ul m-a ajutat foarte mult să-mi identific ceea ce vreau și ceea ce nu vreau în spațiul public sau semi-public. Și nu vreau să fiu o divă. Eu sunt mai mult un om de backstage, de în spate. Nu... îmi place și partea asta de YouTube, adică îmi place să am clip, îmi place că am public, îmi place că am acolo niște oameni, gen Mișo, Corina Cosa, Tănase Lăcrămioara, Diana Crișan, nu știu, că sunteți multe fete cu care, oameni care îmi comentați aici, Radu Florin, nu mai știu, sunteți mulți, cu care discutăm și după, mai discutăm și în mesaje private, Cati, atât cât îmi permite timpul fizic, pentru că multora dintre voi le și spun, băi, nu pot, văd, îmi intră notificările, văd că voi înscrieți sau nu știu ce, dar nu pot totdeauna să răspund. N-am timpul fizic, pur și simplu, nu e vorba de... dar întotdeauna răspund. Asta este o chestie a mea, o chestie a mea umană, adică eu așa am fost învățată de mic, așa m-au educat mama, bunica, mătușile mele, practic astea, cele 4 femei care și-au pus amprenta asupra personalității mele și chiar dacă au fost femei modeste, adică și sunt în continuare femei modeste, femei cu diverse lipsuri din zona materială și poate care n-au avut suficientă strategie, să zic, de viață, sunt femei cu o structură foarte curată din punct de vedere etic și moral și întotdeauna m-am învățat când cineva spune ceva, tu trebuie să răspunzi și trebuie să răspunzi politicos, exact ca și chestia aia cu bună ziua, cu, adică niște normalități de astea pe care sunt a priorice, dacă vreți să zic așa, adică sunt înainte de a fi, că orice ai fi pe lumea asta, tu o să rămâi om. Că vei fi mai sus, că vei fi mai jos, asta pe o scară socială, până la urmă impusă de niște clișee, tu rămâi om și îți păstrezi chestiile astea de, de etică. Nu... da, că... și chestia asta cu diva pe mine m-a amețit așa un pic, pentru că mi s-a dus așa undeva, s-a ridicat și acolo viermele vanității care stă în fiecare personalitate și l-am și eu. Și am zis, vai, acum sunt o divă, trebuie să fac ceva. Și zic, what the fuck? Asta nu sunt eu, adică nu e, nu se pupă. Da. Mulțumesc mult celor care m-ați votat și care ați făcut ca lucrurile astea să se întâmplă. Cu siguranță au fost niște oameni în juriu care au considerat că eu merit să fiu acolo undeva, că nu știu, habar n-am. Poate mă duc și o să văd că, nu știu, a luat vreo mențiune sau habar n-am, nu știu. În mod cert este că sunt acolo pe un clasament făcut de alții cu alte sisteme de valori față de mine. E un lucru flatant și e și în același timp un lucru care, nu vă ascund, mi-a făcut așa puțină... exact asta a fost reacția. Deci primul reflex pe care l-am avut când a intrat mail-ul și a încetat, a făcut așa. Adică, ce fac? Nu, asta nu e din filmul pe care îl cunosc eu. Vreau să mă apuc și eu de filmat un pic în dimineața asta și au venit niște mesaje private foarte frumoase pe Instagram de la cineva care își dorește un parfum pentru ziua anunții și mă roagă să recomand un parfum. Cea mai tare trebuie să... ăsta e, știi, adevăratul premiu, să zic, pe care îl primești din partea
celor care te urmăresc, adică a voastră, care îmi zice, sunt convinsă că nimeni din YouTube-ul românesc nu cunoaște și nu iubește parfumurile la fel de mult ca tine și aș merge pe recomandarea ta oricând. Mulțumesc, este flatant să primești un asemenea mesaj, însă, exact ce răspund eu, mulțumesc de încredere, dar tot zic că trebuie să încerc și asta am să insist întotdeauna, indiferent de lucrurile pe care le primiți ca și informații pe YouTube, pe Instagram, pe... Stați un pic să-i răspund aici, îi spun cu drag. Așa. Dacă mai ai nevoie de info, știi unde mă găsești. Bun. Așa. Genul ăsta de mesaje care la mine vin zilnic sau odată la câteva zile, îmi fac plăcere pentru că în felul ăsta vine beneficiul ăla real, care vine din blogging, din YouTube, din tot ce fac eu. Și anume vorbesc cu oameni care rezonăm pe aceeași chestie, nu neapărat care mă plac. Atenție! Pentru că sunt și mesaje în care ne contrazicem. Dar ne contrazicem nu în sensul ăla răutăcios, nu, eu sunt mai nu știu ce, eu sunt mai nu știu cum, ci... păi da, da, știi că știu că crema aia are așa și parcă nu s-ar potrivi cu tenul meu așa. Zic, băi, uite, asta e părerea mea. Oricum, ca idee, întotdeauna le spun tuturor celor care îmi scriu cu întrebări, cu nu știu ce, niciodată nu luați ceea ce pun eu pe Instagram, ceea ce pun, nu luați ca atare. Verificați și voi. Slavă Domnului, este internetul pe care poți să cauți. Pe lângă internet, nu mai acum așa o mare minune de a te duce la un doctor dermatolog, de a te duce la o cosmeticiană cu experiență și de nu în capăt de țară. Adică, între asta, nu știu cât timp pe internet și a plăti o consultație la un doctor dermatolog, pur și simplu ca să te duci să afli niște... Da, eu îmi las dimineața muzica unor pe... ăsta cum se cheamă, pe televizor, închid sunetul pentru că dacă las muzica îmi apare notificare de aia de la YouTube că folosesc muzică fără drepturi de autor și ceea ce mi se pare absolut absolut firesc. Da, deci ăsta este genul de mesaje care îmi confirmă că practic cel mai mare câștig din tot ce am făcut eu cu blogul, cu canal de YouTube, cu așa, yes, forma asta, până la urmă, umană de a-ți găsi interlocutori, oameni cu care să vorbești pe ceea ce îți place foarte mult și fără a te interesa alte detalii. Adică vorbim strict de parfumuri pentru că oamenii știu că îmi plac parfumurile, vorbim despre creme pentru că oamenii știu că îmi plac genul ăsta de lucruri și așa. Mie nu... cum ai zis asta, nu trebuie să luați ceea ce spune un YouTuber sau un Instagramer ad literam. Adică, vai, a zis că asta e cea mai bună cremă și nu știu ce, sau mai știu ce spun ei acolo, că asta face, sau... Am mai auzit, inclusiv la mine, cum ai spus toată, wow, parfumul ăsta este wow. Nu, mai ales la parfum, chiar trebuie să te duci să încerci. Eu am spus atâtea ori că Shalimarul este minunat. Am să închid geamul pentru că... A venit mașina de gunoi și se aude zgomot destul de mare. Să vă informați. Să vă informați și să vă duceți să încercați voi parfumurile. Eu, și eu am zile în care nu suport Shalimar. Și am atâtea sticle și îmi place la mine. Am zile că nu suport ca tare. Nu investiți în lucruri doar pentru că ați spus, pentru că ați văzut asta. Mergeți și voi și încercați un parfum. Vedeți dacă vă place cu adevărat. Parfumul cu adevărat îți dai seama dacă îți place... încercați să-l purtați. Deci dacă e o fiolă de aia de la Sephora sau Douglas sau nu știu ce, reușești până la urmă să iei un motor sau de pe un grup sau nu știu, puneți două picături seara și dimineața când te trezești vezi cum te simți, cum simți, dacă mai simți parfumul ăla. Pur și simplu
O să afli răspunsul singură sau singur, nu ai nevoie să-ți vină nici Beauty Barometer, nici nimeni de pe lumea asta să-ți vină să-ți confirme că parfumul ăla e bun sau nu. Tu o să decizi chestia aia. Nu, așa. Și asta, metoda asta cu aplica parfumul seara și cum te trezești pe aia dimineața, nu este ceva nou găselnița mea, sunt mari parfumieri care fac chestia asta. Și Sylvain de la Court recomandă asta și nu numai asta. Mi-a venit acum un nume că la ea am auzit recent, dar mulți parfumieri mari spun că și ei când bun, încearcă mult, bine, asta e meseria lor, combină miros așa și la un moment dat când ajung la momentul ăla de când vor ei să simtă partea lor personală în chestia aia și că așa fac. Încearcă parfumul peste noapte, da, mi-mi place foarte mult Elton John și rulează acum, sunt clipuri de la el. Tot așa legat de creme. La creme este ceva mai greu, că nu poți să te lămurești imediat. La creme ce vreau să spun este că acum industria asta a cosmetice face și în așa fel încât multe creme strict senzorial, când le aplici, mamă, ți se par minunate. Faza este că este firesc o cremă, trebuie să-ți aducă și plăcerea aia senzorială, da? Adică când, începând de la ambalaj, da? Ai luat ambalajul, asta o aveam aici pe birou, până când, uite, o aplici așa și nu trebuie să miroase, dacă mie acum, de exemplu, nu vine niciun parfum, dacă nu vine niciun parfum e bine. Doar dacă aduci acolo foarte aproape, așa să aibă un lejer iz, adică, da, sunt creme precum, uite, e Toleri Skin-ul de la Eva Thermal, la miroase așa un pic nasol, pentru că la n-are niciun pic de parfum, n-are niciun pic de nimic, de ameliorator de miros, pentru că este o cremă pentru ten ultra mega sensibil, reactiv și așa, adică acolo nu are ce căuta parfum. Și sunt așa niște chestii basic pe care poți să le identifici și la o cremă de la prima folosire. Dacă miroase atât de tare încât chestia asta asta o remarci prima dată, nu e neapărat o cremă pe care să o folosești zi de zi și în care să investești mult. Chiar și ambalajul, dacă este foarte luxos, zicem, foarte, adică lucruri care chiar nu sunt necesare. De exemplu, deși e o cremă care mie îmi place, asta este Loder Global Revitalizing, nu știu ce, mie totuși ambalajul ăla auriu, mi se pare, adică e, da, am înțeles că este Loder, dar e, nu știu, e prea, nu știu, nu-i de acolo, ca să spun. Adică văd ambalajul ăsta la un parfum, la un așa, dar la un produs de skincare, mi se pare, nu, mi se pare prea mult. Da, uite, ambalajele de la Sensai. Adică acolo este în binare, într-adevăr, și de eleganță, dar și de simplitate. Asta înseamnă, de fapt, că de asta și produsele Chanel nu sunt atractive pentru toată lumea. Nu întinde toată lumea mâna către ele dacă n-ar ști că sunt Chanel. Pentru că sunt simple. Mă uitam acum la sticlele astea lor din Les Exclusives sau ce scoate acum asta, apele astea Biarritz, Deauville și nu știu ce, când le vezi așa, parcă sunt niște ape de alea de colonie plictisitoare, așa arată. Deci, pentru cineva care caută blitz, blitz și gliț, gliț, că văd că astea sunt acum, că de-aia pe mine, de exemplu, mă pufnește râsul când văd ambalajele acelea la, astea ziceți, Sospiro. Sospiro, deși n-am. E un brand de parfumuri care are niște parfumuri, sunt câteva care chiar sunt mișto, dar ambalajul acela atrage foarte mult, de aia și fac foarte multe fake-uri acum la Sospiro. Iar la creme, mă uit, de exemplu, la Vichy. Dacă spui că ești un brand de dermatocosmetice, de ce pui atâta culoare, atâta. E cam mult, așa mi se pare. Nu știu, firește, asta este părerea mea. Apropo, asta este un alt lucru pe care e bine să-l înțelegeți din partea asta de YouTube. Toți oamenii care fac YouTube, chiar și cei care fac asta ca și o profesie, adică ajung să fie 90% să fie jobul lor sau chiar 100%, orice ar fi pe canalul lor de YouTube, ei prin ceea ce spun și ceea ce afirmă acolo, sunt ei, sunt părerile lor, nu înseamnă că sunt ca atare, chiar dacă au brief.
se vede imediat. Se vede imediat și se simte cât este brief, cât este așa, dar sunt ei acolo, știi, dar nu prea poate să... Nu pot să mimez foarte mult, sau da, pot să fiu într-adevăr un foarte bun actor, să zic așa, dar când vezi pe cineva, că mai văd eu câteodată pe cineva care laudă o cremă, o laudă, efectiv, una este a prezenta și una este a lăuda de a doua zi. Sau produse care ajung să fie preferate după... nici bine n-a primit-o. E clar că atunci aprecierea a fost făcută strict la nivel senzorial. Poate să devină un produs preferat, gen ca un parfum, să zicem. Dar o cremă de față, zic eu că nu are cum să devină preferată în mai puțin de o săptămână. Asta e așa, trebuie să fie o cremă de asta, într-adevăr, uite, nu știu, ceva de la Paula's Choice, ceva de la, nu știu, Uriaj, Jean Zac, adică niște branduri astea care fac ceva mai deosebit. Da, uite, Double Serum de la Clarins. Da, Double Serum de la Clarins este genul de produs, sau ANR-ul de la Estée Lauder. Sunt genurile de produs care te surprind. Dar ca să... Tot așa, tot felul de lucrușoare dintre astea, tot felul de creme care să-ți placă deja după o săptămână și să și observ lucruri, chiar aș fi curioasă, adică chiar aș vrea să le văd și eu care sunt cremele alea care după o săptămână de câteva zile. Deci asta e ideea, treceți întotdeauna prin filtru vostru personal ceea ce primiți ca și informație de pe internet, verificați din mai multe surse, dacă aveți posibilitatea să găsiți un specialist. Și acum vedeți că și mulți medici, specialiști în cosmetică și mai departe, au pagini de Facebook. Puteți să le scrieți, ok, nu o să vă răspundă imediat că sunt oameni ocupați. Și apropo, oamenii ăștia care sunt cu adevărat foarte ocupați și profesioniști nu prea au timp să răspundă la chestiile astea și vă răspund ceva mai greu. Dar e chestia că răspunsul unui asemenea specialist este de un milion de ori mai valoros, sau nici măcar nu ca pe așa, față de cineva, de un părereolog, cum sunt și eu. Eu sunt un specialist în păreri, știi? Adică ne dăm cu părerile. Iar părerile și ele se construiesc pe experiență, pe puțin învățat și te poți uita și aici. Bineînțeles că te ajută și să iei părerile de la mai mulți, că de-aia atâta vă zic. Vă place o cremă? Nu vă uitați numai la mine. Am zis și eu de a mai du-te și pe blogul X, mai du-te și pe blogul Y, mai și pe aia fă așa o sumă, un rezumat și vezi, bă, au fost totuși, uite, și blogger mai, nu știu, mai cu experiență și blogger cu mai puțin experiență și așa, dar mi-a zis că e bine, atunci înseamnă că produsul ăsta e, probabilitatea ca să-mi placă e mai mare decât să nu îmi placă. Uite-te un pic și la partea asta de cum prezint, pentru că dacă e o prezentare foarte publicitară, și asta voi o să o simțiți imediat, e de la sine înțeles. Dacă mai ai și ocazia să și vezi omul respectiv, pentru că mai sunt oameni care laudă anumite produse cosmetice și așa, să zicem, pentru ten. Asta e o chestie care mă... Asta e zona mea pe care o urmăresc eu în mod special. De alte lucruri mă percepe acum să spun. Și vezi pe cineva care spune că e foarte, foarte preocupat de skincare și că folosește numai și numai vârfurile de gamă și așa. Și ți se întâmplă, că se întâmplă, vin momente, când te întâlnești cu persoana respectivă într-un context în care omul nu este machiat, nu este nimic, este... că atunci se vede adevărata. Așa, mie, de exemplu, mi-a plăcut de Sonia Argintu, pe care, ok, întâi am văzut-o la televizor, la TVR1, eu mai deschid TVR1, este un canal pe care le mai deschid din când în când, pentru că sunt printre puținii care mai dau niște emisiuni culturale, așa, din când în când, rar. Bine, și eu le prind rar, pentru că nu deschid foarte des televizor sau îl deschid ca să las YouTube cu muzică să meargă acolo.
m-am văzut cu ea odată la un, adică m-am văzut, am văzut-o, că nu ne cunoaștem, adică nu, așa, am văzut-o odată la un eveniment unde a venit direct de la sală și se vedea că femeia a venit direct de la sală pentru că avea pe ea un tricou mototolit, pentru că, na, când te duci la sală nu depinde cum îți pui hainele, cum ți le, așa, nu, nu ești în momentul ăla foarte atentă sau se întâmplă uneori. Ai pus la vestiar și nu ți-ai dat seama și ți-ai trântit, că na, în general chestiile la vestiar sunt micuțe și ți-ai trântit geanta peste și nu ți-ai dat seama sau ți-a căzut geanta sau ți-a căzut tricoul de pe umeraj, pe aia când te întorci îl găsești tot acolo, asta e. Și nu avea pic de machiaj pe față și absolut nimic, era chiar, rămăsese urmele alea de roșeață care se ia așa. În schimb avea un ten foarte mișto. Și la fel m-am întâlnit cu ea odată la cumpărături la Lidl, era chiar la coadă și m-am uitat la fel foarte aproape, că era foarte aproape și m-am uitat la tenul ei. Ei, genul ăsta de om se vede, adică și ea este trecută de 40 de ani și ea este preocupată de îngrijire și așa, are într-adevăr și gene bune, dar face și sport, așa, adică nu gen gata, mi-a dat Dumnezeu gene bune și eu acum adorm cu machiajul pe față. Nu? Și se vede, adică e o, se vede că și în situații de-astea nu foarte mișto, în care tu ca femeie nu ai vrea să te vadă publicul tău în mod deosebit, așa, nici măcar prietenele tale n-ai vrea să te vadă, și arăta foarte ok, adică tenul era minunat, ca să spun așa, eu cu ochiul meu curios m-am uitat și ziceam, Doamne, uite, zic, ce... ce frumos stă, cum mi se vede și se văd niște linii, se văd niște lucruri, dar cât de frumos că se vede că o persoană care e îngrijită și exact ceea ce spune, aia face. Pentru că așa am avut și mai multe situații, din păcate, care să văd oameni care laudă, care scriu, care nu știu ce, și în momentul în care te vezi cu ei în contexte din acest, așa, adică mai nepregătiți și mai nemachiați și mai neașa, nu se potrivește. Adică nu se potrivește deloc. Deloc, deloc. Este cu totul o altă chestie. Și atunci începi să-ți dai seama cât e publicitate și cât e așa. Asta nu e nicio chestie rea, nici nicio chestie bună. Pur și simplu asta pe mine m-a învățat să știu să... E tot spre binele meu. Am învățat să-mi cer oamenii după care, pe care îi urmăresc. Așa am foarte puțin timp pe care îl dedic să-i urmăresc pe alții. Adică pe alți blogger, alți youtuber și așa, se subțiază, se subțiază și rămân cu un număr mai mic de oameni pe care îi urmăresc și de la care și prind câte ceva, prind, nu știu, inspirație, prind idei. Tot vă, că vă spuneam de Sonia Argint, mie mi-a plăcut în mod deosebit, așa, urmărită în timp, fără să... Nu sunt o fană, nici nu-i comentez, uite, n-am mai intrat la ea pe contul de Instagram, tot ce mai are ea, de cel puțin 2 luni. Dar când vreau să mai văd câte o chestie, prefer să intru la ea sau să o caut pe ea, să văd dacă a zis ceva despre lucrul respectiv. Pur și simplu. Îmi place foarte mult că ea face, promovează foarte mult asta, partea asta de Pilates. Mi-aș fi dorit și eu să fac Pilates, dar nu mai am timp fizic să mai fac, dar măcar mă uit, fac alt sport care un pic îmbină niște chestii din Pilates și atunci, să zic, îmi confirmă niște lucruri. Da, nu știu ce mi-a venit acum. Adică, ce mi-a venit acum cu Sonia Argint, mi-a venit pentru că a fost chestia asta a impactului, a pune în balanță între ceea ce omul promovează și nu știu ce și ceea ce este. Că ceea ce este îl vezi în niște contexte de asta. Gen, îl vezi la cumpărături la Lidl, îl vezi după ce a venit de la sală, îl vezi în diverse contexte de astea și atunci lucrurile alea îți confirmă mai mult. De asta m-am mai întâlnit cu cineva dintre voi, tot așa, nu mai știu. Da, bine, când m-am întâlnit atunci cu fetele la coadă, la toaletă, într-o benzinărie, n-am să uit, a fost moment epic. Da, eram în concediu, plecați de dimineață de undeva, în mașină, după vreo 2-3 ore de stat în mașină, și am coborât la o toaletă unde era la o benzinărie ca să mergem la toaletă și era o coadă foarte mare pentru că era un autocar cu copii și m-am trezit că din coada aia vreo 2-3 fete m-au recunoscut și am început, ești Ana Maria, am venit barometer, dar tu chiar arăți bine! Eu zic, știți, în momentul ăsta îmi țin vezica super strânsă,
Sunt și deshidratată, că n-am mai băut apă, pentru că, na, așa. Și zic că arăți ca o smochină, așa. Ba nu, ești foarte cool și nu știu ce. L-am dat pe Andrei, vrei să facem o poză? Zic, nu! Zic, nu putem să facem, pentru că perumnește mie, vine să mă piși pe mine. Intrăm la toaletă și apoi, dacă de obicei, cred că vara vi se întâmplă și eu, dacă plecați în vacanțe și asta și vă opriți la câte o benzinărie, este câte o coadă la toaletă înfiorătoare. Mai ales dacă nimerești și oprește un autocar și mai opresc și 20-30 de mașini și sunt două toalete. Așa, ei, și era momentul meu poetic, dar oricum, într-adevăr, m-am simțit flatată că niște fete de 16-17 ani care mă urmăresc pe YouTube m-au remarcat și au zis că arăt ok. Apoi m-am mai întâlnit cu cineva în piață, tot așa, și în fine, mi-a zis un bună de la Timiș și apoi mi-a lăsat mesaj tot așa privat pe Instagram, că știi că te-am văzut, dar mi-a fost rușine și cu chestia asta, m-am mâns teribil, mi-a fost rușine, de parcă nu mușcă, adică nu, și faptul că acum am cât de cât acolo un public mic, m-am obișnuit ca oamenii să mă mai recunoască sau așa și nu mi se pare. Mi se pare nepoliticos, așa, atât timp cât faci chestia asta, ok, pentru că așa a fost și cineva care m-a speriat odată, efectiv, în Carrefour, era Mihai ceva mai mic și eram de mână cu el și a fost cineva care m-a sărit în fața, a zis, tu ești Beauty Barometer? La care rost că m-a speriat, chiar m-am speriat rău și m-am panicat și apoi mi-am cerut scuze, am zis, nu, îmi pare rău, zic, dar a fost gestul prea brusc și pur și simplu m-a speriat, am crezut că e cineva care vrea să-mi fure poșeta sau chestii de genul ăsta. Da. Asta e cu lumea asta a influencingului, că am scos-o din așa. Verificați lucrurile astea, verificați voi cu voi, informați-vă voi și confruntați întotdeauna ceea ce vedeți în pozele astea frumoase și în așa cu ceea ce este în real life. Dacă aveți ocazia, acum, normal, nu o să urmăriți Instagramerul sau YouTuberul sau blogul preferat să-l vedeți dacă el când iese de la Lidl sau de la Mega Image cu sacoșa de cartofi este la fel ca și cu așa. Dar să știți că viața o să vă aducă la un moment dat în diverse contexte și o să vă lămuriți. Pe mine cel puțin m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta, să-mi dau seama de unde până unde e autenticitate, de unde până unde e așa. Este firesc, normal, că întotdeauna noi pe Instagram și pe asta să ne punem forma noastră cea mai frumoasă, doar eu mai dau câte un kicks și cum sunt și astăzi, tot așa, nemachiată, nimic, dar ăsta e un lucru pe care eu mi-l asum, că acum vreau să mai adresez odată haterilor care intră mereu și îmi spun că ești urâtă, că ești bătrână, că e culoarea părului urâtă, că nu ești pensată, că ți se vede, că ți se așa. Păi, da, sunt de acord cu voi, dar de ce stați aici și vă chinuiți și vă uitați la mine dacă nu vă place de mine? Acum, serios. Deci, nu îți place de mine, am înțeles. De ce mai stai să mă urmărești? Serios, de ce? I-am făcut la un moment dat un clip și dedicat haterilor, da, și chiar am întrebat, da, adică, De ce să te mai uiți dacă nu-ți place ceva? De ce să te uiți? Nici mie nu-mi plac o grămadă de canale. Nu-mi plac, pur și simplu, dar le respect. Adică nu am nicio treabă. Nu-mi place, închid, dau mai departe. Cum și la televizor. Nu-mi place ce este la televizor, deschid YouTube-ul pe televizor sau Netflix-ul. Da? Și n-am nicio treabă. Adică nu mă chinui, nu stau să... Așa. Nu știu, astea mi se par niște lucruri elementare. Adică să nu stai... mai răspund la mesaj. Să nu stai blocat în ceva în care nu-ți place. Și da, eu n-am susținut niciodată, chiar am și spus, asta o apariție mediocră din punct de vedere fizic, n-a fost niciodată o frumusețe, nici n-am să fiu. Ceea ce am într-adevăr este că mă îngrijesc și pentru vârsta mea, am un ten care, slavă Domnului, se ține ok și am, cum să zic, faptul că m-am îngrijit și așa, s-au păstrat niște lucruri ceva mai bine față de marea masă, să spun. Și asta nu trebuie să mă confirme nimeni pentru că văd, da, foste colege de muncă, foste colege de facultate, foste care mă întâlnesc și care mai am sau persoane vârste ca și mine și na, ne confruntăm. A, da, sunt și oameni care arată, deci care au calitatea pielii mult mai bună decât a mea sau așa. Nu zic că nu, dar eu sunt în procentul ăla de mai bine. Și atunci,
asta chiar n-am să înțeleg niciodată de ce pe cineva încălzește atât mult. Chiar, nu știu, sunt curioasă să-mi spuneți, chiar acum sunt curioasă de un hater de asta care e aici. Sunt curioasă să-mi spună ce simte el, adică îi face bine. Mă refer că tu îmi spui mie că ești urâtă, ești bătrână, ai părul nașpa, nu ești pensată, nu ești, n-ai, bă, îți face bine chestia asta, adică după aia simți așa, ca și cum, nu știu, ieși de la spa sau habar n-am, de la un masaj sau de după duș sau chiar așa bine te simți. Sunt foarte curioasă, întotdeauna am fost foarte curioasă de oameni ăștia capabili de răutate. Dacă îi ajută chestia asta, chiar sunt... Dacă îi ajută, din punctul meu de vedere, e o problemă. Pentru că răutatea în sine nu este un lucru care ție să se folosească pe termen lung și nu știu, aș merge totuși, aș consulta un specialist. Adică și eu dacă aș observa că îmi face bine, în mod repetat, să fiu haterul cuiva, m-aș duce la un psiholog și dacă e nevoie chiar nu la un psihiatru. Pentru că poate fi acolo undeva un declic, o chestie, o traumă, o problemă, Doamne ferește, să se ducă în somatizare, adică emoția să se transpună într-o reacție fizică și să nu facă rău. Pentru că răutatea, na, e demonstrată și științific de acum, nu mai bolării, nu îți folosește nici ție. Eu aparent o senzație de descărcare, că mamă, mamă ce fac la aia și zic și fac și nu știu ce, nu știu dacă după aia e atât de ok. Dar și foarte curioasă dacă unul dintre hateri ăștia mi-ar lăsa aici un comentariu și mi-ar spune, uite bă, eu mă simt, adică nu știu, după ce te fac pe tine urâtă, proastă și bătrână și ridată și ce cauți, băi, nu știu cum se întâmplă, dar după aia se reface stratul de ozon. Se reface stratul de ozon, se hotărăsc ăștia să interzică complet starea pe animale, se reîmpăduresc pădurile după ce fac eu chestia asta și mă simt. Și atunci spune, băi, păi atunci mai zi? Hai că mă fac și mă arută și mai zic că dacă se întâmplă lucrurile astea, dacă scăpăm, cum să zic, dacă scăpăm și balenele să fie ucise și scăpăm și mările să fie pline de plastic, pe cuvântul meu, fă-mă urâtă cât vrei tu, zi-mi urâtă de 7 milioane de ori, chiar mi-angajez oameni, plătesc postaci care să-mi scrie aici că sunt urâtă în fiecare zi să întâmplă. Da, pentru că nu. Am observat, am urmărit la un moment dat, asta a fost anul trecut, pe cineva care avea o problemă cu mine, i-am și uitat numele, avea oricum, că în general cei ăștia care sunteți hateri, nu vă faceți un nume de ăla cu poza asta ca omul cât de cât să fie identificabil, aveți niște nume de alea, nu știu, Chichirica, Iepurica, nu știu, am zis acum o prostie, adică nume de astea de porecle pe care să nu le poți identifica, n-aveți acolo poze, adică știi, sunteți foarte după taste, așa pe la, da. Și am observat că persoana respectivă și pe alte canale, pe canale pe care le urmăresc eu, avea aceeași atitudine, adică ea haterea pe toată lumea, nu conta. Că erai frumoasă, că erai deșteaptă, că erai mai urâtă ca mine, ca bătrână, că nu știu ce, ea haterea pe toată lumea. Deci aia era așa. A, uite, și apropo de asta, mă uitam ieri la Sabina, Sabina Rusescu, care are canal de YouTube. Sabina, te salut cu ocazia asta. Mă uitam la clipul ăla despre vlog, zice că spuneai tu că ești descurajată, că va râde lumea, că ești urâtă și că nu știu ce. O să spun direct și asta știi și tu, cum știu și eu, nu suntem, frate, niște sirene, nu suntem niște... Catherine Deneuve, niște așa. Dar suntem și noi oameni și avem și noi dreptul. Că știi că e faza? Pe YouTube, să știți că nu scrie acolo. Când îți faci canal de YouTube, scrie așa. Dă-mi, te rog frumos, o poză. Ia să vedem. Ești frumoasă? Nu, n-ai voie. Nu. Pe YouTube, YouTube este un canal de socializare unde poate să-și facă canal oricine. Absolut oricine. Și că ești frumoasă și că ești urâtă și că ești înaltă și că ești mică și că ești crăcănată și că ești în șpagat și că ești în orice, oricine poate să-și facă canal de YouTube. Tocmai de aia, varietatea este mare. Nu-ți place la Beauty Barometer sau nu-ți place la Sabina, du-te la nu știu cine. Nu-ți place de Tati, mie, de exemplu, nu-mi place de Tati și nici de Jeremy Fragrance. Sunt un fel de hater, dar la Tati am comentat, cred că, de 2 ori în viața asta și am dat dislike, cred că v-am mai zis asta, când i-am dat dislike la clipul ăla în care a spus că o eficaz de la Sisley e nașpa, rău? Așa? Dar nu mă duc mă să le fac garbage acolo și nici nu-i urmăresc. Mai intru din când în când la Tati când vreau să aflu o părere punctuală la ea cu make-up-ul.
Așa, și la Jeremy Fragrance, la fel, toată să mă uit să văd dacă își spune o anumită părere, mă gândesc eu, bă, parfumul ăsta sigur îl audă Jeremy Fragrance, și că mă uit, da, el e. În rest, aveți, fraților, este internet păd plin, adică aveți canale de YouTube să vă săturați. Deci, nu vă mai place, vă rog eu frumos, nu mai intrați aici, nu vă mai încărcați fierea. Așa. Și eu sunt ok cu asta. Știți cum m-a trecut comentariul ăla pe lângă mine? Nici nu contează. Mie, dacă mie îmi place, eu mi-asum și mă merg cu sprâncenele astea oriunde. Am venit la Digital Divas și am primit și ceva de aici. Cine vine omul la Digital Divas? Cineva care are încredere. Dacă îmi trebuie să fie picioarele. Așa, ce mai zice acum? Ca să vedeți ce pe al doua zi de. Eu chiar și dau apa că mi-e de rău. Eu ca de obicei că sunt critica evenimentelor. Uitați-vă la noi, sunt două doamne și n-avem pe ce să ne așezăm, adică n-avem pe ce să stăm jos. Asta e problema de fiecare dată. Eu am venit oricum cu pantofi cu toc în pungă, cu presiunea. Eu am venit în Adidas pentru că asta este semnătura mea. Da. Hai Sabina, vine aici că suntem în vlog, în plin vlog, vino-mi faci. Uite aici camera, uitați-o pe Sabina. Așa, și am găsit-o pe asta mică. Păi nu cred că mai poate fie cineva în vlog, nu mai începe să fie de înălțim. Stai puțin, mă rețeam menționat? Nu, stai, am filmat în vlog ducerea la vlog. Așa, am menționat pe tine, o duceți după. Așa. Te-ai venit de la canal? De la Brăila, deci am venit de la Brăila. Băi, ce l-am pus într-o prostie, deci am pus numele ăsta Beauty Barometer din cauza unui șef. Făceam un raport care se chema Barometru în compania respectivă. Și la un moment dat stăteam eu în băcină de cucire cu fier și mă gândeam să fac vlogul ăsta. Zic, cum se numească? Beauty, Beauty, Beauty. Așa, așa, Beauty Barometer și așa e și. Da. Mai vreți să mai zicem ceva dacă tot e camera pornită, am bateria. Hai, vrei să pășiți ceva? La mine știi că la mine vlogurile sunt mari. Așa. Să întreb așa oamenii. Nu mai face că ești din cap. Să întreb așa oamenii. Așa. Așa. Un motiv. Eu acum răspund în vlogul ei, deci chestia asta e vlog în vlog. Ce mă face pe mine să zâmbesc? Da. Dacă mă gândi la ce fac, la zâmbesc. Hai, mă, serios, dacă mă gândeam ce mă arăți. Așa. Nu știu, o chestie mișto, nu pot să-mi dau seama. Acum ce mă face să zâmbesc? Am parfum mișto. Aici acum un an. Un motiv care mă face să zâmbesc? Da, un motiv care mă face să zâmbesc întotdeauna este... Stai că tu trebuie să dai bine la ea în vlog, atunci când mai spate. Trebuie să dau bine la ea în vlog. Inclusiv asta mă face să zâmbesc. Autenticitatea asta a oamenilor. Sau îmi văd un moment de duioșie între părinte și copilului, între doi oameni, între un om și un animal, între două animale, știi? Sau uite, de exemplu, astăzi m-a făcut să zâmbesc că stăteam în față, așteptam pe Ana și la un moment dat s-a auzit crac, și mi-am dat seama că era o ceară deasupra mea, faptul cu care am făcut doi pași.
două persoane care m-au observat au început să râdă. Bineînțeles că și eu am zâmbit. Și ținește și vezi. Ce ai făcut azi, lebăda, aici? Te-ai lăsat copilul acasă. Da, am stat decât puțin 2 ore, m-am dus acasă să-mi schimb pantalonii, că nu plăcea cum se vedeau și am venit acum cu busta. Da, așa, stai să o vedeți, că ea se îmbracă totdeauna frumos. Și am schimbat și pantofii, că nu se mai putea. Cum a fost până acum? Ți-a plăcut? Da. Eu m-am uitat un pic de acasă, pe ăsta, cum se cheamă, pe live. Și chiar, sincer, față de anul trecut, mi-a plăcut mai mult. Da, speaker-ii mi-au plăcut foarte mult, la da, prezentările mi-au plăcut mult mai mult. Și de-a propriul meu a fost un pic mai relaxată față de în alți ani, așa. Deci mie mi-a plăcut. Da, ce să zic. Da. Stai la valo? Da. Stai? Ok. Bine, mai vedem. Succes! Și urmăriți-o și pe ea, mai zi o dată, ce ai? Tu ce ai? Ai pe Facebook? Recenzia de un minut? Recenzia de un minut, așa. Și ești pe YouTube? Ai și pe YouTube? Ai și pe YouTube? Am și pe YouTube, dar postez mai rar, dar tot make-up sunt by Ali. Așa, ați reținut. Media de vârsta câștigătorilor. Deci se poate face beauty blogging și după 40 de ani și din beauty blogging nu se mai ieși la pensie. Mulțumesc foarte mult, ceva care m-a învățat. Da. Asta zic, cred că asta este presiunea. Acum am stat de vorbă cu Sabina Rusescu. Am stat de vorbă cu oameni a căror nume, îmi cer scuze, dar l-am uitat. A fost un băiat care are un cont de Instagram și un blog foarte drăguț, foarte așa matur, când deși el are vreo 16-17 ani. Cristi, parcă așa te numești, în fine, o să-ți mai caut și profilul de Instagram încă o dată, pentru că oricum mi-am dat follow atunci de față cu tine. Și te-am știut ca să-mi dai un mesaj privat. Mai fost cineva. La capitolul meu, memorie, nu stau atât de bine, tocmai de aia pe toți cei care m-au abordat pe acolo, a rugat să-mi dea un mesaj privat pe Beauty Barometer, pagina de Facebook și să-mi spună, băi, ne-am văzut la Digital Divas, am avut o conversație mișto, hai să mai continuăm lucrul ăsta. Concluzia, nici nu pot să trag o concluzie, dar este că un pic lucrurile în online, cel puțin pe zona asta de competiție și pe nu știu ce, se duc un pic într-un derizoriu. Iar pentru asta nu e vinovat niciun actor care e acolo, adică niciun influencer, niciun blogger, niciun YouTuber. Ei sunt duși practic de un curent. E un virus de-asta al succesului, care când îți intra, ai tot vrei mai mult și 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 mai mult. Nu e bine nimic, nici rău, e pur și simplu, dar e ceva un pic nenatural, care te scoate din ceea ce ești tu ca viață, ca individ. Din toate persoanele pe care le-am auzit ieri, pentru că ieri am deschis cât am stat și am lucrat, am lăsat să meargă așa în surdină, pe fundal, să aud conferința.
foarte mulți oameni orientați către ceilalți, adică foarte mulți care fac YouTube, fac blog, fac tot ce fac, dar pentru ceilalți. Oare ce vrea comunitatea mea? Adică tot ceea ce produc ei, gândesc într-un raport către exterior. Ce se vrea? Ce vor ceilalți? Ce se vinde oarecum? N-am auzit, de fapt am auzit-o doar pe Monica Bărlădeanu, când a spus de bijuterii, că ea face bijuterii, și a spus că mi-a plăcut foarte mult de ea, că a zis, băi, trebuie să-mi placă mie bijuteria pe care o fac. Și după aia o scot la rat. Asta mi-ar fi plăcut, dar o să vină probabil și momentul ăsta, să aud de la oamenii de acolo, de la vorbitori, o chestie, băi, am făcut-o pentru mine, că așa vreau eu, că așa mă simt eu, nimic mai mult, asta e tot. În rest foarte mult, cel puțin, uite, Ana Morodan, e o businesswoman prin excelență și chiar și pachetul acesta pe care îl expune ea ca o persoană foarte comică, foarte entertainer. Ea este un entertainer pe Ana Morodan, dacă pui pe scenă, râde toată lumea, e atmosferă, e foarte simpatică din punctul ăsta de vedere. Ea însă este un produs și oamenii trebuie să o privească ca atare, pentru că sunt foarte mulți oameni care, tineri din zona asta, vai, aș vrea să fiu și eu ca ea, sau, păi, stai puțin, ce anume vrei să fii ca ea? Adică, înțelegi? Ea este personajul pe care și l-a creat. Nu e bine, nu e nici rău. E pur și simplu o chestie de o asumare a unei artificialități. Adică, băi, eu îmi dau seama că ca să atrag atenția și ca să fac un business, trebuie să fiu un fel de altcineva, să creez un personaj. Acum, fiecare își gândește, cred că asta ar trebui oarecum cei care sunt lideri pe zonele astea, Ceușan, Morodan, în fine, toată lista asta de oameni foarte expuși, mie așa mi-ar plăcea, nu știu, și nu știu, consider așa un pic că ar fi și sănătos, să dea un pic tonul la o întoarcere spre sine un puțin, să facem ceea ce ne place, ce ne place cu adevărat, să facem ceea ce simțim cu adevărat, să mai lăsăm din mână pârghia asta strict legată de business și de contracte din când în când, mai ales când, acum eu înțeleg că oamenii ăștia care fac zi de zi asta și uite cum e și Ana Morodan care are și angajați și așa, trebuie să-i plătești, da? Tu ești responsabilă pentru oamenii ăia, cum și Alina Ceușan care are așa și, adică sunt niște lucruri acolo, dar acum eu din ce am văzut, ele au ajuns la un moment că nu-și mai permit gen să mai fie și oarecum ele însele să spun, că să nu mai se împing atât să facă lucruri, ci să facă anumite chestii dintr-o plăcere personală, spun eu. Asta este feeling-ul meu, adică la toate personajele astea foarte titrate acolo pe scenă și așa, se vede foarte multă forțare, foarte mult chin, foarte mult o bătălie oarecum ascunsă, să zic, dar între ei. Adică unii parcă au și venit forțat acolo. Acolo că au venit forțat la Digital Divas, dar unii parcă și conținutul pe care îl fac, zic, băi, trebuie să fac. Asta vrea poporul de la mine, să fiu cea mai, trebuie să fac. Aia e ceva de genul ăsta. V-am zis, nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, dar mi se pare așa prea multă sforțare și faza este că ei au ajuns cu public foarte mare și transmit asta mai în jos. Și noi avem deja în lumea asta o grămadă de presiuni din foarte multe direcții. Dacă mă gândesc la copiii ăștia de 16, 17, 18, că ăștia se uită foarte mult, ei sunt foarte activi în online, se uită la ei, asta o să perceapă. Băi, trebuie să fiu tot timpul așa. Trebuie să-mi fac operații. Apropo de asta, am rămas ieri la Digital Divas. Și eu și Adriana, și mai eram niște fete acolo, am rămas șocată de numărul de fete operate, vizibil, fie la sân, fie nas, buze, nu mai spun. Buze, cred că... Da,
așa, adică foarte, foarte mult exces de a te plastifia, de a te schimba, de a te... La fel mă uitam la băieții care au câștigat diverse premii. Doamne, păi, dar unii dintre ei erau mult show-off, adică atât de, de... și felul cum erau îmbrăcați, felul cum erau machiați și totul foarte, foarte teatral, dar un teatral din zona aia de saltimbanci, dacă știți diferența, că saltimbanci erau cei care umblau pe vremuri în căruțe și se opreau în, în sate și agitau, în fine, amuzau oamenii și oamenii veneau și le dau bani și așa mai departe. Nu spun că e ceva rău, e un pic ceva, mi se pare o alienare, așa, o chestie care duce spre foarte mult artificial, spre foarte mult a te preface, a atrage tu de tine. Hai, hai, machiază-te, hai, aranjează-te, hai, bagă-ți în buze, hai, operează-te, hai, fă chestiile astea doar ca să se uite lumea la tine. Pe mine asta m-a un pic m-a șocat. Adică la un moment dat aveam senzația, uitându-mă în jur, că parcă eram, sincer să fiu, la circ. La circ nu spun nici într-un sens bun, nici într-un sens rău. E foarte, foarte mult show-off, foarte mult. Adică, uite-te, frate, la mine mai am un pic și spun silicoanele pe masă, spun buzele pe masă, gene, machiaj extravagant, totul să... Efectiv, la un moment dat, vă spun sincer, mă dureau ochii de tot ce vedeam acolo. Da. Cam asta a fost Digital Divas. Încă o dată am rămas impresionată de impactul voturilor voastre. Și o să vă spun mulțumesc, dar o să vă dovedesc în continuare prin fapte că apreciez lucrul ăsta și așa anume prin conținutul pe care eu o să-l creez, în primul rând pentru mine, pentru că, repet și spun, eu blogul, canalul de YouTube și Instagram le fac pentru mine, pentru plăcerea mea. Că mai sunteți acolo niște mii cărora vă place ce fac, e super tare, este ca și cum știi, fac o prăjitură că mie mi-e poftă, dar vin și alții și spun, mamă, dar ce bună e, deci e cam același lucru, e fix același lucru. Deci în continuare vă aștept pe la prăjiturile Beauty Barometer. Și vă mai arăt o dată placa. Nu știu, îmi spunea cineva că sper să vă mai vadă la anul. Habar n-am, nu știu, eu tot așa nu o să mă înscriu, dar pot să fiu acolo de bine. Dacă nu, nu, repet, competițiile au ieșit de mult din viața mea, de pe toate planurile. Nu mă mai concurez. Singura concurentă, singura persoană cu care mă competiționez aici sunt eu însămi. Este ziua de după Digital Divas. Trebuia să filmez bucățica asta ca să închei și odată clipul și să-l postez pe YouTube. Ia stați un pic, nu? Da. Nu stătea foarte bine camera. Eram venit aici fix lângă geam. Bine, astăzi se termină, dar este foarte de dimineață. Haideți să vă arăt și vouă placa. Ca asta am primit. Uiteam acum la ea că e și cam zgâriată. Am câștigat premiul Most Active Beauty Blogger, locul 3. Asta este premiul. Asta este tot, așa cum se spune, tot cu ce am venit acasă, cu asta am venit acasă, cu bucata asta de plastic, da. Și mai așa să vă zic, mai la proaspăt, lucrurile în urma acestui eveniment, pentru că n-am bineînțeles că se va comenta și se va discuta, mai uit în dreapta, că acolo este calculatorul, deja v-ați obișnuit. În primul rând, este bine că există acest eveniment. Asta am să o spun și am să o repet. Este bine că există, este un ceva, că nu pot să-l definez, o chestie în care, în primul rând, este un eveniment în sine la care oamenii pot veni, pot să se întâlnească, ai ocazia să-ți vezi oamenii din online pe care îi urmărești, ai ocazia să stai de vorbă, să socializezi strict cu oameni dintr-o zonă de hobby, pentru că chiar și cei care au făcut din online un business și îl
ambalează foarte mult în propriile lor pasiuni, propriile lor aspirații sau în propriile lor jocuri de scenă. În final, fiecare este exact așa cum este el, iar online-ul până la urmă te trădează. Important este să... pentru că te expui foarte mult, asta e chestia, te expui foarte mult. Important este fiecare ce vrea, nu există lucru bun sau lucru rău. Internetul este oricum un spațiu infinit în care pot fi câți youtuber, adică și același youtuber poate să-și facă 20 de canale dacă vrea și pe fiecare să fie altceva. Așa că nu este limită. Cred că asta este punctul major, mișto, și de sub ăsta trebuie să coborâm. 2. Digital Divas în continuare ca și eveniment. Este organizat sub așteptări și asta fără nicio supărare pentru organizatori. Îi înțeleg și pe ei, știu care sunt limitările financiare și limitările de logistică, că vrei să faci uneori lucruri, dar când pui totul pe hârtie costă mai mult decât îți imaginezi. Cu toate astea sunt niște minusuri mari. Eu n-am mai fost de 2 ani la eveniment și acum când am fost, am văzut că sunt același lucru, și anume când se iese în zona aceea de networking. Nu este niciun loc în care să stai jos, efectiv niște bănci, niște scaune, niște ceva, pentru că lumea vine la acest eveniment pe tocuri, la majoritatea sunt femei, sau vrei să stai de vorbă cu cineva și nu poți să stai cocârjat, să spun așa. Este foarte mult alcool, ca și ca și ofertă de partea de asta de catering. Eu am ajuns pe la 7 la acea pauză care se face înainte de gală, că întâi dimineața este conferința și apoi este gala, când se dau premiile. Și între conferință și nu știu ce, se lasă o pauză cam de o oră în care se face networking, se bea, se teoretic se și mănâncă, că dacă... Adică asta mă și uitam, la cât alcool era acolo, strobo, vodka, cocktailuri și nu știu ce, mi s-ar fi părut normal să fie măcar niște stixuri, pe bune acum, niște stixuri sau așa. Nu mi s-a părut o abordare sănătoasă, nici măcar practică, nici măcar gospodărească, adică omului când îi pui un dita mai paharul sau mai multe pahare de alcool în mână, pune și un stix, un covrigel, ceva, o chestie. Iar din punctul ăsta de vedere am văzut multă lume că se simțea aiurea, pentru că erau deja oameni obosiți, erau oameni care veniseră de la conferință dimineață și am auzit chiar vorbe, băi, hai să mergem undeva să mâncăm și apoi ne întoarcem la gală. Deci asta, da, știu că într-adevăr este scump să organizezi și să oferi două mese la un eveniment sau măcar a doua masă să fie așa un fel de finger food pe care... Deci astea sunt detalii strict gospodărești, dar pe care le înțeleg, le înțeleg din perspectiva strict financiară și logistică. N-ai nici omul care să ocupe, n-ai nici banii necesari și atunci sponsorii pe care ai îi concentrezi fiecare pe ce dorește și din păcate sau din fericire, nu știu, nu-mi dau seama, sponsorii mai doritori de a... companiile care își doresc în mod special să sponsorizeze acest gen de evenimente sunt cei care au băuturi alcoolice. Deci nu o să vină, probabil, nu știu... Da, nu știu, poate nici n-au fost ofertați, nici măcar nu li s-a propus. Că, cred că și niște eugenii ar fi fost bune, serios, la atât alcool cât era, chiar mă uitam la copiii ăștia, că na, pentru mine o foarte mare parte din cei prezenți acolo erau copii, pentru că erau în jur de 20 de ani. Da. Alt lucru care nu mi-a plăcut nici din perspectiva noastră, a celor care au câștigat. Cei care am câștigat, normal, am fost anunțați înainte pe mail cu câteva zile ca să ne putem pregăti și așa, adică să știi să vii. N-am avut, să zicem, un loc rezervat mai aproape de scenă, în așa fel încât, bine, acum să nu vă imaginați că nu era nici foarte aglomerat, dar strict locurile acelea din fața scenei erau bine să fie rezervate pentru persoanele care au câștigat. Era într-adevăr o zonă rezervată pentru juriu, ceea ce mi se pare absolut firesc. Dar strict logistic, pentru cei care au câștigat, era frumos să fie niște locuri mai aproape de scenă și mai rarefiate, pentru că fiecare a venit cu cineva. Am văzut fete cu ținute foarte opulente și frumoase și așa, și atunci aveau nevoie să-și aranjeze rochia, să
Așa, plus că cu o rochie de aia nu poți să vii tocmai din spatele scenei, din spatele sălii până ajungi la scenă, nebunești. Chiar și mie, de exemplu, mi-a fost greu cu pantofii, cu tot, pentru că se aluneca foarte tare pe parchet. Și atunci m-am chinuit să mă apropii cât mai mult de scenă, ca în momentul în care mă cheamă să nu fac pe acolo, să le dau de muncă oamenilor pe acolo. Așa. La capitolul premiere, tot gospodărește, sunt chip. Diplomele în sine, de acord, nu mă așteptam să mi le împacheteze în sticlă de nu știu ce. Și tăiatul se simte că... Adică sunt făcute parcă la viteză, hai că trebuie să le facem. Mă așteptam la ceva mai drăguț, de alea oarecum învelite complet, aici pe spate nu mai e hârtie și ceva gen un picior aici pe care să-ți rămână undeva să le ții și așa. Dacă vrei, într-adevăr, este o gaură aici, dacă vrei să la găți sus. Nu știu, cam chip ca și, ca și aspect. Faptul că este semnat de organizator Evensis Cristian Monafu mi se pare irelevant. Mi-ar fi plăcut să fie menționat juriu. Nu știu, o chestie de genul ăsta. Adică... Ok. Nu știu, nu e... E așa. Ca să fie. Totodată mi-ar fi plăcut să văd măcar la persoanele care au primit locul întâi, spunea, la categoriile la care am stat eu acolo, că se dă măcar un buchet de flori. O floare. Nu neapărat o floare, că un origami, o ceva, cum să explic. Deci ar fi fost frumos ca tuturor să, chiar și băieților, pentru că au câștigat și băieți, o floare, o ceva, o chestie care să nu, adică știi, cobori de pe scenă cu o bucată de plastic în mână, bineînțeles, bucata asta înseamnă ceva, dar ca și moment, ca și aș fi pus o floare, ceva, o chestie, nu știu, un bețișor pe care e prins o chestie cu o steluță pe care scrie Digital Diva sau, nu știu, o chestie de genul ăsta. Mi se pare foarte așa, parcă eram la coadă la împinge tava, exact, practic cam asta a fost senzația. Suntem toți la împinge tava și împinge placa. Fiecare și-a luat placa lui. Eu m-am simțit extrem de onorată că mi-a înmânat această bucată de plastic Dana Argeșan, make-up artist, care mi se pare tipă, o urmăresc și pe Instagram. O doamnă, în adevăratul sens al cuvântului, și aici vă înțelegeți. Cel mai important lucru pentru mine în toată chestia asta, oricum și bucata de clip dinainte vă spune că eu nu prea mai cred în competiții, nu prea mai cred de mult, adică nu deloc. În schimb, lucru care pe mine m-a impresionat este faptul că voi m-ați votat, deși eu am o comunitate mică și sunt foarte conștientă de asta, o să spuneți acum nu că ai 23.000 de abonați aici pe YouTube și nu știu ce, dar mă refer la cei activi, cei care cu adevărat fac ceva, care comentează, care spun, care așa. Este adevărat că din momentul în care cei de la Digital Divas au anunțat, au pus acolo gata, s-au deschis voturile și nu știu ce, au fost într-adevăr, eu așa mi-am dat seama că a început, pentru că am început să primesc mesaje pe Instagram și prin screen-uri te-am votat, stai să intru și eu să vezi pe ce e vorba, bun. Eu nu v-am mai zis, nu m-am mai înscris de 2 ani la Digital Divas, pentru că nu e nicio problemă, adică nu e nicio mare fâseială, oricine se poate înscrie la Digital Divas. A fost la un moment dat, cred că acum vreo 3-4 ani, când listoiul era uriaș și se lăsa cam pe toată lumea care se înscria să rămână acolo. Dar acum am văzut că în ultimii ani s-au mai, adică din cei care aplicau, se mai cernea un pic lista. Pe mine chestia asta m-a impresionat, că deși este o comunitate mică, eu sunt foarte nișată deja, adică sunt nișată de la început pe zona de high-end și pe ten mai matur, pe persoane mai cu alte așteptări de la industria frumuseții. Cu alte așteptări nu nici mai bine, nici mai rele, ci pur și simplu diferite față de marea masă, pentru că dacă vă uitați, majoritatea blogurilor de beauty, de lifestyle, sunt ale unor oameni tineri și foarte tineri. Unii chiar nici nu au 20 de ani, bun. Ceea ce este minunat, asta am plăcut, că există o populație tânără foarte activă care se preocupă de chestia asta. Asta e super. Oameni tineri trebuie să fie acolo și din generațiile noi și
mai dinamici, mai activi și mai capabili să stea și să bea vodka și Strongbow în același timp și să nu mi se facă rău. Pe mine, da, asta m-a impresionat când am văzut că votul vostru a contat. Este adevărat că o jumătate din notă este nota dată de juriu. Ca să vă spun sincer, eu, oricum sunt, ăsta e stilul meu, da, fi foarte deschisă și așa, eu în juriu, ca să zic așa, nu cunoșteam pe nimeni. Pe mine nu cunoștea nimeni din juriu. N-aveam, se zice, nici măcar... Sunt conștientă că juriul a avut o imparțialitate destul de bună, sau în fine, destul de cântărită, dar numai că intervine partea aia emoțională, adică și eu dacă aș fi în juriu, acum o zic, dacă aș fi în juriu undeva și mi-ar apărea pe lista acolo Mademoiselle Loren sau Colțul Camelii sau... Bine, el oricum sunt oameni de online excepționali, că trebuie să fii prost, nu așa, înțelegi? Dar dacă ar fi oamenii ăștia, pentru că deja îi cunosc foarte bine, adică le cunosc conținutul, le citesc, le pe Lorena urmăresc, este clar că dacă aș fi acolo în juriu, oh, uite, știi, îți vine să le dai un vot în plus. Dar eu n-aveam pe nimeni de genul ăsta în juriu care ar fi să fi făcut chestia asta. Ce puțin nu îi cunosc doar din vedere, din online și am mai văzut pe la evenimente, adică nu știu cine sunt, pe mulți dintre ei nici nu știu cine sunt cei din jur, a trebuit să stai să-i caut efectiv pe Google ca să mă lămuresc eu cine este în jur. Da. Asta cu atât mai bine, din punctul de vedere m-am simțit, am zis, uite bă, că și nu sunt nici atât de mondenă, nu sunt nici atât din zona asta de glamour, pentru că asta se caută, chiar dacă este un glamour fabricat sau un glamour mimat, asta se caută acum, pentru că asta vreți voi. Nu neapărat voi, comunitatea mea, oamenii mei activi de aici, care oamenii mei, voi, oamenii care mă urmăriți aici, care comentați, care așa, dar marea masă a online-ului și printre ei vă uitați și pe la mine, voi asta vreți, vreți glamour fabricat, că e real, că e nereal, vreți dive fabricate, pentru că eu n-am putut să fiu o divă și cred că în afară de Ana Morodan, poate și Alina Ceușan, nimeni de pe scena aia nu avea niște, cât de cât, niște atribute de divă, pentru că diva ce înseamnă ea în sine, practic, diva nici nu are nevoie să-i vină undeva să ia un premiu. Și vorbim de adevăratele dive din cultura asta și din zona asta de mondenitate. Divă, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Patricia Cass, Meryl Streep, astea sunt dive, deci ele n-au nevoie de, da, asta se cheamă divă, ce suntem noi acolo, suntem niște oameni activi în online, așa, care participăm la chestii de genul ăsta. Despre celelalte premii, nu am ce să spun și despre premiul meu. Adică, e la categoria mea, recunosc cu mâna pe inimă, la The Most Active Blogger, Beauty Blogger, eu nu le cunoșteam pe persoanele care au luat locul 2 și locul 3. O să intru, dar promit, asta chiar vorbeam că am fost cu Adriana pe care pe YouTube o găsiți, Adriana Cecilia, și eSkin Blog, pe blog, chiar i-am zis la un moment dat, zic, băi fată, zic, noi trebuie să ne punem la curent, habar n-avem ce, deci sunt atâția blogări, atâtea nume despre care habar nu aveam, adică nu știam cine sunt, nu așteptam să apară pe scenă să mă văd, să văd și eu cine este. Și apoi cu telefonul în mână acolo mă uitam și eu să văd, ok, da, uite, are blogă, dar habar nu aveam cine erau. Păreți, n-am ce să spun, după aia toată faza asta, că am văzut cu, eu recunosc, n-am stat până la sfârșit, nu mă țineam fizicul să stau până așa, de-aia cred că asemenea evenimente sunt pentru oameni tineri și foarte tineri. Și n-am nici când eram foarte tânăr, nu, mie îmi place să fac somnul ăla de frumusețe, cum se spune, adică la 12 musai trebuie să fiu în pat. Și ca să fiu la 12 musai în pat, trebuie să mănânc înainte și am eu chestia mea. Și mă uitam... cu faza asta, că Excellence Award, Ultimate Diva, atât de multe titulaturi, că efectiv un pic așa te doare capul, ca să zic așa. Văd că totodată pe zona asta de beauty,
mie mi s-a părut că un pic zona de beauty se amestecă cu o semi-zonă de lifestyle. Adică vlogger de beauty, cum ar veni curați, să zic, care să fi și câștiga premiile astea, nu prea am văzut. Eu mă uitam pe Lisa, ce amintezi, oameni foarte talentați, oameni care produc conținut, oameni care au colaborări, oameni care deja sunt profesioniști în domeniul, adică asta fac și așa, e ok să câștige, dar să câștige la categoriile lor. Eu ca și organizator, aș fi făcut totuși o categorie mai, stai frate, numai de beauty, oameni care, sau oameni cu conținut preponderent beauty, pentru că așa și eu mai am din an în Paști, mai pun și eu că mi-am luat o pereche de pantofi sau mi-am luat o bluză sau am avut colaborarea aceea cu Bon Pri și v-am arătat geaca și Adidas și pe care mi-a luat, mai cât de fashion sunt. Dar vreau să văd, aș vrea să văd la categoriile astea de beauty că sunt nominalizați niște oameni, băi, care 80-90% au conținut de beauty și restul ok, mai vorbesc cu oamenii de ce mănâncă, de pe unde să plimbă și nu știu ce. Pentru că nu știu, un pic ciudat ca cei care câștigă premiile astea beauty să n-aibă, băi, un review de la țăpănos, măcar un review țăpănos la o cremă, la asta, să văd și eu acolo discuție despre ingrediente, despre efecte, despre... Nu le-am văzut, ori nu le-am urmărit eu suficient, nu știu ce să spun. Dar așa cât m-am uitat ochiometric. Rest, am văzut niște chestii răutăcioase legate iar de Alina Ceușan. Eu mă aduc aminte pe Alina Ceușan cam de pe la începuturi, când venea ea pe la Digital Diva și așa, mi s-a părut un om... Dar am văzut totdeauna că venea așa și stătea cu minte acolo pe scaune, chiar nu stătea mai prin spate. E foarte frumoasă fizic, e genul acela de sirenă, chiar e de o frumusețe, efectiv stai și te uiți un pic la ea. Acum, într-adevăr, s-a plastizat și ea în ultima vreme și e un pic cam... Adică mi se pare că parcă e un personaj scos din Photoshop. Dar, nu știu, mi s-au părut niște răutăți gratuite, pentru că fata asta, până la urmă, e de foarte mulți ani în branșă. A făcut un business și l-a construit pas cu pas. Mi s-a părut că a fost și foarte deschisă. Știu că la un moment dat a spus ea că prietenul ei a susținut-o financiar și pentru asta jos pălăria, adică a recunoscut-o cu simplitate și cu onestitate față de comunitatea ei. Asta mi-aduc aminte de mult, de mult la început, pentru că știu că mi-era la un moment dat niște discuții cum a reușit ea dintr-o dată să nu știu ce și așa, și atunci a fost, ori a zis într-un clip, ori a scris, nu știu, a fost undeva unde a și spus că prietenul ei sau iubitul ei, și acum am înțeles că se căsătorește, e foarte, foarte important pentru ea, pentru că el a ajutat-o, el i-a deschis mintea ce poate să facă și aici fata a fost, mi se pare că a fost foarte deschisă, că în general am văzut că femeile care sunt susținute financiar de un bărbat, alea de fapt se țin cu coada mai sus că ele sunt independente. Nu e nici bine, nici rău că ești susținută financiar, material, logistic și nu știu ce de un bărbat. Important este ce faci cu lucrurile alea acolo și cum le recunoști. Adică nu trebuie să te dai, vai, dar pe mine nu mă ajută nimeni, eu fac totul singură și nu știu ce, când nu e așa. Adică exact faptul că minți îi anulezi până la urmă și meritul lui și relația voastră, adică de ce să nu recunoști, uite, el mă ajută și așa. Și din punctul ăsta de vedere, ea, să zic, mie mi-a plăcut din punctul ăsta de vedere. Ce nu-mi place mie acum, de exemplu, de asta, tot așa, e o chestie foarte personală, că își expune foarte mult partea asta cu nunta. Eu consider că nunta este un eveniment extrem de personal și că așa trebuie să rămână. Dar asta, la fel, este alegerea ei. Și acum, oricum, toate generațiile astea foarte tinere sunt foarte orientate spre a-și expune tot. Își expun copiii de când îi nasc, se expun în sala de nașteri, adică intimitatea ajunge să fie oarecum, asta nu știu dacă e un trend sănătos, dar este o presiune, adică să arăți tot ce faci, tot ce se mișcă. Pentru mine, ca un trecut un pic prin viață, nu mi se pare ok. Adică, tamal lucrurile... Alea, trebuie să-ți rămână în viață niște lucruri personale, care să fie doar ale tale și să nu le faci prea mult buz. Nu. Stați și vă gândiți un pic, fiecare cu chestia asta, dar, în fine, cei care simt nevoia totuși să expună, cred că există și o presiune de asta mediatică, să fii tot timpul, mai ales pentru fetele astea gen Alina Ceușan, mai știu eu care sunt, să-și expună așa totul pe tavă. Da.
Asta zic, cred că asta este presiunea. Acum am stat de vorbă cu Sabina Rusescu, am stat de vorbă cu oameni a căror nume, îmi cer scuze, dar l-am uitat. A fost un băiat care are un cont de Instagram și un blog foarte drăguț, foarte așa matur, când deși el are vreo 16-17 ani. Cristi, parcă așa te numești, în fine, o să-ți mai caut și profilul de Instagram încă o dată, pentru că oricum mi-am dat follow atunci de față cu tine și te-am și rugat să-mi dai un mesaj privat. Mai fost cineva. La capitolul meu. Memorie, nu stau atât de bine, tocmai de-aia pe toți cei care m-au abordat acolo, i-a rugat să-mi dea un mesaj privat pe Beauty Barometer, pagina de Facebook, și să-mi spună, băi, ne-am văzut la Digital Divas, am avut o conversație mișto, hai să mai continuăm lucrul ăsta. Concluzia, nici nu pot să trag o concluzie, dar este că un pic lucrurile în online, cel puțin pe zona asta de competiție și pe nu știu ce, se duc un pic într-un derizoriu. Iar pentru asta nu e vinovat niciun actor care e acolo, adică niciun influencer, niciun blogger, niciun YouTuber. Ei sunt duși practic de un curent. E un virus de ăsta al succesului, care când îți intrai tot vrei mai mult și 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 mai mult. Nu e bine nimeni, nici rău, e pur și simplu, dar e ceva un pic nenatural, care te scoate din ceea ce ești tu ca viață, ca individ. Din toate persoanele pe care le-am auzit ieri, pentru că ieri am deschis cât am stat și am lucrat, am lăsat să meargă așa în surdină, pe fundal, să aud conferința. Foarte mulți oameni orientați către ceilalți, adică foarte mulți care fac YouTube, fac blog, fac tot ce fac, dar pentru ceilalți. Oare ce vrea comunitatea mea? Adică tot ceea ce produc ei, gândesc într-un raport către exterior. Ce se vrea? Ce vor ceilalți? Ce se vinde oarecum? N-am auzit, de fapt am auzit-o doar pe Monica Bărlădeanu, când a spus de bijuterii, că ea face bijuterii, și a spus că mi-a plăcut foarte mult de ea, că a zis, băi, trebuie să-mi placă mie bijuteria pe care o fac. Și după aia o scot la rat. Asta mi-ar fi plăcut, dar o să vină probabil și momentul ăsta. Să aud de la oamenii de acolo, de la vorbitori, o chestie, băi, am făcut-o pentru mine, ca așa vreau eu. Ca așa mă simt eu, nimic mai mult. Asta e tot. În rest, foarte mult, cel puțin, uite, Ana Morodan, e o businesswoman prin excelență și chiar și pachetul acesta pe care îl expune ea ca o persoană foarte comică, foarte entertainer. Ea este un entertainer pe Ana Morodan, dacă pui pe scenă, râde toată lumea, e atmosferă, e foarte simpatică din punctul ăsta de vedere. Ea însă este un produs și oamenii trebuie să o privească ca atare, pentru că sunt foarte mulți oameni care, tineri din zona asta, vai, aș vrea să fiu și eu ca ea, sau, păi, stai puțin, ce anume vrei să fii ca ea? Adică, înțelegi? Ea este personajul pe care și l-a creat. Nu e bine, nu e nici rău. E pur și simplu o chestie de o asumare a unei artificialități. Adică, băi, eu îmi dau seama că ca să atrag atenția și ca să fac un business, trebuie să fiu un fel de altcineva, să creez un personaj. Acum, fiecare își gândește, cred că asta ar trebui oarecum cei care sunt lideri pe zonele astea, Ceușan, Morodan, în fine, toată lista asta de oameni foarte expuși, mie așa mi-ar plăcea, nu știu, consider așa un pic că ar fi și sănătos, să dea un pic tonul la o întoarcere spre sine puțin, să facem ceea ce ne place, ce ne place cu adevărat, să facem ceea ce simțim cu adevărat, să mai lăsăm din mână pârghia asta strict legată de business și de contracte din când în când, mai ales când, acum eu înțeleg că oamenii ăștia care fac zi de zi asta și uite cum e și Ana Morodan, care are și angajați și așa,
că trebuie să-i plătești, da? Tu ești responsabilă pentru oamenii ăia. Cum și Alina Ceușan, care are așa și... Adică sunt niște lucruri acolo. Dar, acum, eu, din ce am văzut, ele au ajuns la un moment că nu-și mai permit gen să mai fie și... cum ele însele să spun, că să nu mai se împing atât să facă lucruri, ci să facă anumite chestii dintr-o plăcere personală, spun eu. Asta este feeling-ul meu, adică la toate personajele astea foarte titrate acolo pe scenă și așa, se vede foarte multă forțare, foarte mult chin, foarte mult... o bătălie oarecum ascunsă, să zic, dar între ei. Nu simt că... Adică unii parcă au și venit forțat acolo. Sau acolo că au venit forțat la Digital Divas, dar unii parcă și conținutul pe care îl fac, zic, băi, trebuie să fac. Asta vrea poporul de la mine, să fiu cea mai, trebuie să fac. Aia e ceva de genul ăsta. Păi zis, nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, dar mi se pare așa prea multă sforțare și faza este că ei au ajuns cu public foarte mare și transmit asta mai în jos. Și noi avem deja în lumea asta o grămadă de presiuni din foarte multe direcții. Dacă mă gândesc la copiii ăștia de 16, 17, 18, că ăștia se uită foarte mult, ei sunt foarte activi în online, se uită la ei, asta o să perceapă. Băi, trebuie să fiu tot timpul așa. Trebuie să-mi fac operații. Apropo de asta, am rămas ieri la Digital Divas. Și eu și Adriana, și mai eram niște fete acolo, am rămas șocată de numărul de fete operate, vizibil, fie la sân, fie nas, buze, nu mai spun. Buze, cred că... Da, așa, adică foarte, foarte mult exces de a te plastifia, de a te schimba, de a te... la fel mă uitam la băieții care au câștigat diverse premii. Doamne, păi, dar unii dintre ei erau mult show-off, adică atât de și felul cum erau îmbrăcați, felul cum erau machiați și totul foarte, foarte teatral, dar un teatral din zona aia de saltimbanci, dacă știți diferența, că saltimbanci erau cei care umblau pe vremuri în căruțe și se opreau în sate și amuzau oamenii și oamenii veneau și le dau bani și așa mai departe. Nu spun că e ceva rău, e un pic ceva, mi se pare o alienare, așa, o chestie care duce spre foarte mult artificial, spre foarte mult a te preface, a trage tu de tine. Hai, machiază-te, hai, aranjează-te, hai, bagă-ți în buze, hai, operează-te. Hai, fă chestiile astea doar ca să se uite lumea la tine. Pe mine asta m-a șocat. Adică la un moment dat aveam senzația, uitându-mă în jur, că parcă eram, sincer să fiu, la circ. La circ nu spun nici într-un sens bun, nici într-un sens rău. E foarte, foarte mult show-off, foarte mult... Adică, uite-te, frate, la mine mai am un pic și spun silicoanele pe masă, spun buze pe masă, gene, machiaj extravagant, totul să... Efectiv, la un moment dat, vă spun sincer, mă dureau ochii de tot ce vedeam acolo. Da. Cam asta a fost Digital Divas. Încă o dată am rămas impresionată de impactul voturilor voastre. Și o să vă spun mulțumesc, dar o să vă dovedesc în continuare prin fapte că apreciez lucrul ăsta și anume prin conținutul pe care eu o să-l creez. În primul rând pentru mine, pentru că repet și spun, eu blogul, canalul de YouTube și Instagram le fac pentru mine, pentru plăcerea mea. Că mai sunteți acolo niște mii cărora vă place ce fac, e super tare. Este ca și cum știi, fac o prăjitură că mie mi-e poftă, dar vin și alții și spun, mamă, dar ce bună e. Deci e ca același lucru, deci e fix același lucru. Deci în continuare vă aștept la prăjiturile Beauty Barometer. Vă mai arăt o dată placa. Nu știu, îmi spunea cineva că sper să mă mai vadă la anul. Habar n-am, nu știu, eu tot așa nu o să mă înscriu, dacă o să fiu acolo de bine, dacă nu, repet, competițiile au
ieșit de mult din viața mea, de pe toate planurile. Nu mă mai concurez. Singura concurentă, singura persoană cu care mă competiționez aici, sunt eu însămi.